Bună dimineața, e duminică dimineață? Evident, la prima oră în solar. Au venit doi domni de la vreo 20 de kilometri. M-au sunat ieri, le-am zis să mă sun la ce oră. M-au sunat dimineață de la poartă. Trec la irigare a feței și a tot ce am pe aici, pentru că încă nu e gata instalația de cu microaspersoare. De ce vreau să fac videoclipul acesta? Pentru că vreau să vă arăt o chestie legată de ce înseamnă după, știți voi, umila mea experiență și logică, amenajarea meselor de culturi. De ce am pus gresie? Că mulți o să zică, bă, pe lângă demanță de pala, ce faci? Odată că lucrez curat și odată ceea ce vă ziceam eu și vă arăt, diminuarea riscului de a se mai înrădăcina în substratul din masă plantele, răsadurile. Și vă arăt acum să vedeți exact despre ce vorbeam. După cum observați, știți, pe aceste trei mese, pe care eu le numesc creșe, respectiv grădiniță, ieșite la maternitate, trec creșe, grădiniță, apoi se duc la gimnaziu, solarul mare, repicate, facultate, grădinile și solarele grădinarilor. Ulterior, licența și-o dau în toamnă, prin recolte, masterul, feedback-ul spre mine, că a fost bine. Ele sunt așa, uitați cât de bine sunt, nu se mai rădăcinează, cresc strict în cub și poc, ne trezim aici cu așa ceva. Am fost întrebat de clienți, de ce domne ales mai mare în alveola asta? Evident, răspunsul este atât de logic. De ce? Pentru că eu, de lene, aici n-am mai tăiat fâșiuțe de gresie. E, tomata, deci se văd rădăcini de la una de dinainte, de la o alveolă de dinainte, ce a făcut? S-a rădăcinat pe dedesubt. Adică ea și-a trimis rădăcinile încât exact în zona în care nu am gresie, fâșia aia, vedeți? Ele se dezvoltă deja mai mult. Și putem observa asta pe toată lungimea asta, uitați. Aldele, unde sunt? Exact pe direcția unde nu am, unde nu am gresie. Da? Și vă arăt. Da, ține puțin, nu ține foarte tare, că ia uitați. Deci are rădăcini exact doar unde lățimea, fâșia, uitați-le, unde eu nu am gresie. Evident, asta trebuie aplicată la repicat din cauza sau datorită creșterii. Uitați cât de frumos au crescut și în alveola asta. De ce? Că ele și-au mai găsit nutrienți și prin nisipul ăsta al meu pe aici. Ia uitați. Exact zona asta. Cât a fost fâșia fără gresie. Ca să înțelegeți de ce am gândit așa, că unii poate au zis sau ziceți că e moft, nu e moft, evident o să pun și acolo fâșii, nu acum, sezonul următor. Aici nu am problema asta, vedeți? Am problemă, am observat la mână, am avut țelina undeva acolo și când am mișcat și în substrat așa, ele încearcă să-și găsească, bine, astea sunt mutate de mine, degeaba aș vrea așa arăta, nu știu dacă găsesc una nemutată de ceva timp, se înțepenesc chiar și, nu, astea sunt tot mutate și răsmutate. Asta am vrut să vă arăt. Aici, uitați, nici nu sunt convins că dedesubt acolo, în zona asta, fâșia asta iarăși nu am gresie. Haideți să verificăm împreună. Ia să vedem. Ia uitați, de-abia trag de ea. A, printre, fiți atenți, printre, a găsit loc. Am vrut să vă arăt chestiile astea, să înțelegeți de ce orice amănunt contează. O să ziceți unii, de exemplu, anul trecut eu n-am avut. Am avut direct pe substrat, n-am avut nimic pus pe mese. A fost bine, pentru că am avut rezervă, să zic așa, de nutrienți, mai ales că în primul an eu am pus turbă pe mesele alea, până să completez cu pământ, să-mi fac culturi pe mese. Că mi-au ținut lăsat de foarte ok. Dar în momentul în care le retragem, ele leșină cumva. Dacă nu știi să le dai apă imediat, da? Cum eu deja am dat la asta și mai dau, ele au o leșinătură, adică răsadul suferă puțin un stres că îi rupi rădăcinile. Oarecum similar cu jumulirea aia care o fac ăștia, seamănă în brazi, dă hop calicii și după ale jumul, pac, pac, și le dau la mănunchi sau le bagă repede în cup ca să le transforme în ceva mai profi. Sezon bun în continuare, a început bine. Atenție, v-am zis de vreo lună și tot latru că vor fi temperaturi 3-4 grade. E adevărat,
că pe perioadă scurtă, câte o oră, în solarii nu or să fie probleme, or să reziste. Ce sfat pot să spun, să dau eu, dacă mi-e permis, sfat? În zilele în care observăm că temperatura scade sub 6-7 grade, chiar dacă pentru o oră, de după amiază, când încă mai avem soare pe cer, închidem solarul. Da? Mai bine ventilăm bine înainte, udăm și închidem solarul, încât să înmagazinăm ceva energie în cupolă, da? Să întrețină și ora aia mai bine plantele. Eu așa procedez, așa consider că e ok. Dacă vreți să faceți altfel, e problema voastră, dar eu zic să diminuăm riscul. A venit căldura mai devreme, vine și frigul despre care vorbeam, că e riscant, mai ales pentru grădini. E bine că nu e pe perioadă lungă. Eu m-am uitat, de obicei mă uit în amănunt, în zilele în care, repet, aici cel puțin sunt 4-5 grade, e doar o bucată de o oră, zice, între 3 și 4, între 5 și 6. Ceea ce nu e foarte grav, să nu persiste, da? Vânzare bună tuturor, recolte bune, grijă de unde lasă zăsaduri, să aveți încredere în cine vi le dă și să fie plante cum trebuie. Nu luați palmieri, da? Mai sună câte unii care au aflat mai târziu, să zic așa, de mine și spun, știți, am mai luat cea, dar vreau să ajung la noastră, că am auzit că sunt ok. Și eu întreb, de ce ați luat și ce ați luat? Păi am luat, dar știi, sunt mari, sunt ce, au deja floare, zic, păi, de ce le-ați luat? De ce v-ați grăbit? Păi eu cu timpul, păi zic, trebuia să le luați de prin ianuarie. În fine, oamenii nu sunt vinovați, sunt îmbătați de verdele din prin piețe, apar toți comercianții și pac, 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 repede și ei iau sărace, că vor să vadă verde. E de gândit puțin și de făcut cu cap toate. Vă salut duminică, super șmecheră și să fie totul în regulă și evident totul cu pasiune de aici de la ferma lui Rusache.